Bine v-am găsit la episodul cu numărul 103 din Quest Looping. Sunt total dezamăgit pentru că am găsit portalul și m-am uitat pentru că am fost foarte curios și am văzut asta. Plecați-mă, dracu, de aici! Plecați, dracu, am văzut. Pleacă și aia și tu, și tu, mă, și tu. Firar, mama, dracu. Ce-i căcatul ăsta? Unde sunt chesturile? Eu pentru asta vreau să ajung aici, nu pentru... Am zis portal? Am zis portal până acum? Fucking shit, e un spawner! Nu e nimic aici. Absolut nimic. Shut the fuck up! Shut the fuck up, n-am chef. Chiar deloc. Oh my god. Doar o să mă duc direct acasă și o să văd acolo ce fac. Nici măcar nu am... nici măcar n-am ce să spun pe drumul ăla până acasă, deci o să mă duc pur și simplu și după aia o să văd ce o să fac. Da, nu știu ce ziceți voi, dar eu cred că această chestie e extrem de frumoasă. Uitați-vă cum strălucește și plouă și... Arată fucking awesome! Uite-te la efectele astea, zici că e ceață și bloom și bla 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 și alte chestii de-astea neinteresante. Bun, acasă, în sfârșit. Trebuie să pun aceste cărți pe undeva. Să mai iau niște mâncare la mine. Hai să le pun, uite aici. De ce să nu le pun acolo? Pe ce trebuie să le pun astea? Oricum o să trebuiască să fac un anvil dacă vreau să pun acele în centru. Uite o chestie pe care aș putea face un anvil. Dar nu știu cum se face un anvil și nu cred că am destul fier pentru un anvil. Îmi va trebui mai mult fier pentru un anvil, asta e clar. Iar pe aici nu știu dacă am lăsat eu vreun târnăcop la un moment dat. A trecut mult timp. Și nu mai sunt sigur. Nu. Trebuie să văd cum e aici. Oh my god, e atât de fucking awesome. Dar aici am nevoie de lumină. Stai, de ce n-am pus lumină pe aici? Sunt idiot. Săracele găini probabil sunt înfricoșate. Sunt monștri periculoși pe aici. Și ar trebui să mai mulțesc oile cu siguranță. Iar cai cu morcov de aur sau cu mere de aur. Ce interesant. Foarte drăguț. Măcar dacă i-aș putea călări, fără așa nu se poate oricum, deci. Adică te poți urca pe ei, dar nu merge să-i duci unde vrei tu. E, să spunem. Bun, alte căcaturi. Ia să mă duc chiar la chestul ăsta să pun astea. Am fern, niște de-astea, zahăr, o grămadă de tâmpenii. Bun, bun. De fapt, nu e bun. Nu e bun deloc. E, trebuia să caut pe Google. Pe Google cum se face acea chestie. Un anvil. Minecraft anvil. Pack enter. Așa. Imediat am aflat rețeta și se face cu foarte mult fier. 9 ori 3 vine 27 plus... 31 de bucăți de fier am nevoie. Ok. Am înțeles. 31 de bucăți de fier. Hai să văd. Hai să adun tot fierul pe care îl găsesc pe aici, ok? Aici nu e nimic. Aici niște aur. De fapt, ia hai să iau și astea să le pun la prăjit. Bun. Aici nu e nimic interesant. Apoi aici sunt chestii, uite, niște fier. Ok, asta e niște fier, oameni buni. Apoi aici nimic. Apoi mai mult nimic. De ce am făcut chestia asta, nu știu. Stă acolo și nu face nimic. Bun. Astea sunt goale pe aici. No. Bun, ia să văd. Mai mult aur. Ok, foarte mult aur văd pe aici, dar fier l-am cam folosit pe tot atunci când am făcut armura aia pe care acum oricum nu o mai am. Deci, yeah, cam asta e treaba. Cred că va trebui pur și simplu să mă duc să fac rost de mai mult fier astăzi. De prin vinul ăla sau ceva. Iar pe aici am o bucată. Asta e. Oh, ușor cu teleportatul ăla în paștele mătii. Bun, hai să fac un târnăcop de diamant. Dar aș vrea să-i pun și un enchant pe el. Iar unul de fier nu vreau să fac. Hai să fac de diamant, las așa. Merge și diamantul. E bun și ăla la ceva. Așa. Gata, un târnăcop de diamant. Oh, ia, ce tare. Get an achievement.
fucking Minecraft. Așa, n-am nevoie de astea, nici de astea, bețele astea, nu. No iron. Am zis că am nevoie de 30... Pleacă-mă de aici, pleacă de aici! Ce e asta, mă? Dă-te în zgârțania, zgârțania? Mătii, da, asta e. What? Stai. Da. Ăsta când a venit pe aici, mă? Ok, bun. Acum tipul vrea să fie șmecher. Bun șmecher. Hai că-ți arăt eu ce înseamnă să fii șmecher. Neh. Cum naiba au venit ăștia pe aici? Aici e... Oh, ce luminos e! Băi, frate, ador tipul ăsta de furtună. Uite. Uite ce efect are pe aici. Mâncați-o. Stai că mă duc să fac o poză. Mă duc să fac o poză din exterior. Uite. De pe cipă undeva. Pac. Bă, stai, mă uit. Deci, pac, asta e. Tac, gata, a făcut și o poză. Yay, foarte șmecher. Așa. Cred că e ploaie de-aia nocturnă. Știu că există și furtună cu fulgere, dar nu cred că e asta pentru că nu aud fulgere deocamdată. Dar aud niște zombi pe aici. Ce zgâtul mamii voastre cătați? Ah, uite, safară, mă, safară. E ok, oameni buni, sunt afară. Nu eu, ci zombii. Bun, am niște mâncare la mine, să scap de semințe, stai, și să mă iau morcovi. N-am nevoie de chestii, nu, stai, asta nu vine aici. N-am nevoie de chestiile astea. Bun, și am nevoie de torțe. Dar nu știu dacă am și va trebui să mai fac. Las, o să fac pur și simplu, uite așa, 18 de astea, cu niște căul rămas pe aici și aici. Și gata. 40 de torce, torțe, torțe, cred că o să ajungă. Torce, torci. Torci. Aha, da. Deci, mă gândeam eu la ceva. Dar asta nu contează acum. Oh, și asta e pe timp de zi. Oh, ce frumos e și pe timp de zi. Pleacă, mă, dracu, de ce, mă? Poate distrugi o plantă pe aici. Sau mă faci pe mine să distrug o plantă. Oh, uite efectul, uite-l! Ce frumos e, mâncați-și gurița ta. Să fac update la... Asta trebuie scoasă și asta. What? 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 Uite, mă, ce dă, mă, ăsta micu, mă? Păi acesta. What the fuck se întâmplă? Da, mă nervează chestiile astea. Oh my god, no, please. Aha. Frunzele care sunt fix aici pentru că luminează prea tare, se vede ciudat. Deci o să le... Scot frunze, burieni, burieni, o să le zic burine, ok, asta va trebui scoasă și mutată, mai încoace. Bun, apoi, altceva mai e pe aici? Parcă n-ar mai fi, uite, aia, de aici luminează cam tare. Deci aș putea să o iau și să o pot aici. Bun, gata, mă, s-a terminat și ploaia. Bă, dar era așa frumos pe timp de ploaie, ați văzut? Zgătul mătii de vrăjitoare, ce cați aici, mă? A fost odată o vrăjitoare care a venit și s-a uitat la tablou cu mine. Pleacă-mă de acolo, bă! Acum vin încoace, ce dracu? Stai. What, what up? Mă flanchez, m-ai făcut să sparg pe aici planta mea preferată. Ha. Bine, nu e chiar preferata mea, dar... Bun. Am scăpat de tot. Aproape tot. Mai am o travă asta de care trebuie să scap. Ok, bun. Hai să vedem ce facem astăzi. Astăzi o să mergem și o să căutăm niște fier. Mult fier. Am nevoie de foarte mult fier. Pe unde să mă duc? Uite pe ce? Bun. Acolo, nu știu ce să zic. Nu știu. Deci, probabil voi continua, uite, mina pe care am început-o de decor. Uite, cole. Așa. Aș putea să fac și un pod aici, de pe care să vii. Ar fi șmecher. Bun, aici e oaie. Ce caută oaia asta aici? Nu știu, întrebați-o. Nu veni cu mine, mă, du-te afară, că aici sunt zombii periculoși care mănâncă carne de oaie. Carne de oaie. Nu ți-e frică? Poate n-am zis destul de ca lumea. Carne de oaie! Nu. Gâtul mătii de oaie. Nu vrei tu târnă cu opul ăsta să sap cât beau eu niște de asta? Hai. Hai, mă, te rog eu. Acum pleci, mă. Când e vorba de muncă, pleci. Tu saltarul mătii. Nimic n-ai face. Nimic n-ai face. Deci trebuie să găsesc cât mai mult fier. Știu că nu am trecut pe lângă niște bucăți de fier chiar acum, dar asta nu s-a întâmplat, ok? Nu s-a întâmplat, n-am trecut pe lângă, ok, o să le iau, nu o să nu mai prostesc pe aici. 31 oameni buni, am 9 acasă, deci mai am
nevoie de 22, nu? 22 de bucăți de fier. Deja am 8. Ok, hai că n-ar trebui să dureze prea mult asta. Poate o să reușesc să fac în acest episod un anvil. Bine, acum ideea e că dacă vreau, îl făceam de foarte mult timp. Cu foarte mult timp în urmă eu aveam un anvil și o grămadă de căcaturi. Dar nu am avut de ce să-l fac, deci nu l-am făcut. Acum, pentru că am nevoie să fac unul... Nu știu de ce, sincer. Ah, am găsit niște cărți stele. Aș putea să le pun, dar o să-mi ia level și... Și eu nu prea am level, vedeți, am doar 17 și aș putea să mă duc în The End, să fac un ferm, Enderman și căcat, fuck that, man. Numai asta n-am mai făcut, am stat 5 episoade prin The End, acolo și unde nu mă pot apropia de insulă. Ideea e că dacă aș încerca iar, probabil data asta aș reuși, ok? Pentru că data asta știu cum e spawnul și pot să mă duc cu niște Ender Pearl-uri acolo, ha? Și am aruncat puțin, fac un pic de pod acolo, am aruncat spre insulă și gata, sunt pe insulă. După aia începe greul. Stai, ce e asta aici? Ce e aici, mă? Ce se întâmplă? Oh, doamne, e un schelet. Ah, mamă, ce periculos. Gata. Scapa. Uite, fier, perfect. Deci, o să mă mai gândesc. Poate la un moment dat o să am iar chef să bat dragonul ăla și o să mă duc cu Ender Pearl-uri. Acum, na, nu e atât de greu. Portalul e făcut, cam totul ar fi gata, știi, pot doar să mă duc. Iar de armură, să vin serios, armură, da, e destul de ok pentru Enderman, pentru că aia sunt netrebnici. Aia sunt foarte nașpa, că mai vin după tine când încerci să faci altceva și te iei la bătaie cu ei, vin 2-3 după tine. Oh. Ideea e că nu e nevoie să fac unul de la foarte, foarte complicat. Știți că eu în sezonul 2 am făcut ceva de genul, un concept fix al meu era, știi? Conceptul ăla de capcană. Și veneau, mă uitam la ei, veneau, îi aduceam, nu mai știu. Băi, am gândit-o eu pe aia sau m-am uitat? Mi se pare că am luat ideea de undeva, dar chiar nu mai știu, ok? S-ar putea să fi fost ideea mea, s-ar putea să nu fi fost. Și ei veneau toți și eu după aia îi băteam așa pe fiecare pentru că nu puteau să ajungă la mine, pentru că... Și aveam și un sistem șmecher de îi sufocam de 22 de ori sau ceva de genul și după aia îi loveam cu pumnul sau, mă rog, cu o săbiuță de piatră acolo și a să dureze mai puțin. Și făceam imediat level și Ender Pearl-uri. Cam ăsta era sistemul în sezonul 2. Ok, încă o bucată de fier mai trebuie și am terminat. Dacă tot sunt aici, hai să iau și căul ăsta pentru că am nevoie de foarte mult căul acasă pentru că nu mai am mult. Așa... Am și zahăr, ceea ce e foarte bine, pot să fac chestii cu zahăr. Aș putea să fac poțiuni, dar din nou nu am găsit, poate este, dar n-am găsit eu, niște nether wart pentru poțiuni. Și fără ăla nu faci nicio poțiune de dracu de nether wart. Se pare că faci, dar faci de alea nasoale, inutile, trebuie să faci întâi awkward potion sau ceva și după aia adaugi zahăr pentru viteză, combini cu redstone și cu... Pleacă-mă de aici, mă. Pleacă de aici, băi. Ok, drăguț. Am un TNT. Asta e de la mod, dacă nu știați. Modul face ca creeper-ul să dea drop la un TNT. E o șansă de 1 la 10 sau ceva de genul ăsta. 10%, ați înțeles voi. Bun. 25%. De e destul fier. N-am de gând să stau pe acolo pe lângă creeper și alte creaturi ca să mai fac rost de 2-3 bucăți de fier. Acum, pentru că am destul, pot să mă duc să fac un anvil și apoi să nu fac nimic cu el, pentru că, sincer, nu am cum. De fapt, aș putea să pun pe ceva o carte de aia. Dar nu știu dacă am level destul, pentru că știu că necesită foarte mult level căcatul ăla de anvil pentru a enchanta și repara chestii care deja sunt enchantate. E ciudat, mă rog, nu prea l-am folosit la viața mea. Ok. Am un băț. Băț la... Aha. Probabil e bățul cu care freacă vrăjitoarea în oală ca să... Stai să dau mouse-ul ăsta mai... Așa. Așa. Ca să fac acolo poțiunea cu picioare de broască și alte căcaturi. Ok. Anvil. Ar trebui să dureze destul de puțin, zic eu. Pentru că voi găsi celelalte bucăți de fier chiar aici. Unde am lăsat celelalte bucăți de fier? Unde le-am lăsat, mă? Știu că le-am lăsat pe undeva. Doar nu le-am luat la mine, că am zis... Oh, uite aici. Perfect. Perfect, domnule.
Perfect. Să împart, uite, așa, ca să dureze mai puțin. Așa, bun. Nu. Bun, am un TNT pe care îl voi putea folosi la chestii. Mai am glowstone eu pe aici. Nu dust, glowstone mare. Ar trebui să pun ceva lumini pe acolo, știți, pe afară, prin zona aia. Pentru că e întuneric tare noaptea. Și mai am aici 4 bucăți de fier. Ok. Ok. Puteam să le împart chiar în 3 furnăsuri alea ca să se termine mai repede, dar... Ia, hai să vin aici să mai mulțesc odată găinile și astea, dacă tot stau degeaba până când se termină fierul de făcut. Cu semințe. Cu... wheat. Semințe wheat și... Cred că atât, nu? Că nu pot să mulțesc cai, deci... Și am și morcov la mine în caz de... Dar astea merg cu wheat. Ok, ia să vedem care-i treaba. Tu și tu. Sper că aia nu e mama și puiul. Dar hei, în lumea animalelor asta nu contează. Nu se ține cont de așa ceva. Deci, practic și teoretic, animalele încalcă voia lui Dumnezeu. Deci, practic, teoretic și animalele astea o să ajungă toate în iad. Ce drăguț e Dumnezeu, nu-i așa? Pac. Voi ce vre... A, voi vreți cu morcovi? A, ăștia sco... Bă, știam eu, bă, frate, că e unul cu morcovul, mă, bun. Așa, și acum oile... Astea se îngră... Bă, nu vă mai îngrămândiți aici și mâncavea și pici. Bă, uite-o, mă, marș, dracu! Asta e teroare cu aia, deci e teroare mare. Uite așa, pot porci de afară să le mulțesc, stai așa. Deci eu te strâng de gât dacă mai împingi mult ușa aia. Mă rog, hai că acum le-am înmulțit, pot să mă duc să-mi fac anvilul. Deci nu pot să cred ce animale tâmpite. Se împing ca niște animale. Pentru că sunt animale, da, asta e adevărat. Unde este chestia mea? Fierul, asta caut. 16, 29. Ok, încă două. Încă două de aici, 6. De fapt, pot să fac de pe acum... 3 de astea, 3 blocuri, ok. Și acum de aici, pac, bun. Tic, 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 tic. Anvil, am făcut un anvil. Ăsta unde am zis că-l pun? Nu mai știu exact, trebuie să mă duc să mă uit. Parcă i-am păstrat un loc, nu? Parcă. Iar se întunecă. Băga mea și piciorul, frate, mă, termină. Întunericul ăsta. Așa. Aci, dar... Aci unde? Pentru că... Aici, uite. Yay! Chestii! Și acum... Am pus un anvil. Aș putea să vin să mai pun și niște cărți aici. Stai, am deja un anvil. Stai, ce? Wait a second! Când l-am făcut pe... Eram destul de sigur că anvilul era ce-mi lipsește. Oh my fuck. Ok, ok, ok.